Bună ziua, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile amiezii, iată care sunt cele mai importante subiecte. Crește numărul cazurilor de infecții respiratorii, COVID și gripă. Spitalele din Chișinău nu mai au locuri libere pentru pacienți, anunță autoritățile din sănătate. La două săptămâni de la cutremurele devastatoare, Turcia a fost zguduită din nou de două seisme puternice. Sunt morți, răniți și clădiri distruse. La un an de când a ordonat invadarea Ucrainei, Vladimir Putin a lansat noi acuzații și amenințări la adresa Occidentului. Într-o declarație halucinantă a spus că țările NATO au început războiul. Это они развязали войну, а мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Spitalele din capitală nu mai au paturi libere pentru pacienții cu infecții respiratorii, COVID și gripă. Asta anunță șeful Direcției Sănătate din cadrul Primăriei Capitalei, Boris Gâlcă, care menționează că a fost activat Spitalul de Ftizio-Pneumologie pentru a face față numărului mare de bolnavi. Responsabilul îndeamnă oamenii să se vaccineze și să respecte măsurile de protecție. Am înregistrat și cazuri de decesie COVID, avem o insuficiență deja de locuri în spitalele COVID, conform ordinului Ministerului Sănătății din săptămâna aceasta a fost activat și Spitalul Clinic Municipal de Ftizio-Pneumologie pentru internarea pacienților cu COVID, asta de rând cu celelalte instituții pe care le-a activat Ministerul Sănătății. Boris Gâlcă anunță că pe lângă cazurile de COVID în capitală se înregistrează o creștere și a numărului de îmbolnăviri cu gripă și cu infecții respiratorii. Această situație este una foarte specifică, fiindcă avem în paralel o erupție epidemiologică atât de infecții respiratorii cât și de gripă și această suprapunere a infecțiilor respiratorii, a gripei sezoniere și a COVID-ului fac ca aceste infecții să aibă forme mult mai complicate și ca perioada de recuperare să ia mult mai mult timp. Săptămâna trecută au fost raportate cazuri de îmbolnăvire cu coronavirus în rândul elevilor și profesorilor din capitală. Pe parcursul ultimii săptămâni au fost confirmați pozitiv 29 de elevi și 15 cadre didactice. Astfel solicităm ca administrațiile instituțiilor de învățământ să fie destul de vigilente și să respecte toate normele sanitare în acest sens. Autoritățile îndeamnă oamenii să se vaccineze împotriva COVID-19 pentru a evita formele grave ale bolii. Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, numărul infecțiilor respiratorii a crescut săptămâna trecută cu 2,6% în toată țara. Turcia a fost lovită din nou de cutremure puternice. Un seism cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs în provincia Hatay, care a fost deja devastată de o serie de cutremure majore din 6 februarie. De această dată a fost simțit și în Siria, Egipt și Liban. La scurt timp a urmat o replică. Autoritățile anunță că 6 persoane au murit și peste 300 au fost rănite. Mai multe clădiri s-au prăbușit. Clădiri prăbușite, răniți și oameni sub dărâmături. Acestea au fost primele imagini ale celor două noi cutremure produse în regiunea Hatay din sud-estul Turciei. Pe rețelele de socializare au apărut înregistrări video care surprind momentul în care a avut loc noul cutremur. În imagini se vede cum o zonă în care erau parcate mai multe mașini a început să se ridice și să coboare. Pe străzile orașelor, oamenii încă terorizați de dezastrul pe care l-au trăit în urmă cu două săptămâni, au început să fugă. Cu aynı korku, aynı tedirgin, içeriye giremiyoruz. İçeriye giriyoruz, içeride duramıyoruz. Bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Allah bize merhamet etsin Rabbim. A fost panică și pe aeroportul din Hatay. Unele clădiri și structuri ale aeroportului au fost distruse parțial. Aceste imagini arată călătorii îngroziți care s-au culcat la pământ pentru a se proteja. Seismul s-a produs la ora locală 20.
Epicentrul a fost localizat la o adâncime de 9 km, la aproximativ 20 de km de orașul Antakya, în apropierea graniței cu Siria. Autoritățile locale au anunțat imediat că mai multe clădiri din oraș, deja avariate de cutremurile anterioare, au fost distruse. Unii localnici au fost prinși sub ruine. S-au prăbușit noi clădiri și în Siria, iar despre victime încă nu sunt informații. De asemenea, seismul a fost resimțit în Iordania, Israel, Egipt, Liban și Irak. Cutremurul cu magnitudinea 6,4 a fost urmat la scurt timp de o replică de 5,8 grade pe scara Richter. Potrivit experților, seismul nu a fost o replică a cutremurului devastator din 6 februarie, ci un șoc subteran independent pe o falie. Agenția Turcă pentru Dezastre și Urgență a cerut oamenilor din zonă să se țină departe de clădirile deja avariate și de zonele de coastă, de teama că nivelul mării ar putea crește. Cutremurul s-a produs la o distanță de 140 de km sud de epicentrul seismelor produse pe 6 februarie în zona Kahramanmaraş, soldate cu cel puțin 47.000 de morți în Turcia și Siria. Blocuri făcute una cu pământul, mormane demolos și oameni disperați. Așa descrie o moldoveancă realitatea dintr-o provincie din Turcia afectată de cutremure. Suntem în orașul Elbistan, din provincia Kahramanmaraş, epicentrul cutremurului de pe 6 februarie și, după cum vedeți, oamenii încearcă să-și mai salveze din ceea ce a mai rămas. Ce viață duc localnicii din orașele devastate, vedeți imediat la știri. Republica Moldova ar putea primi consiliere din partea Uniunii Europene în ceea ce privește politica de securitate. Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Josep Borrell, a declarat că UE este gata să trimită o misiune civilă în țara noastră pentru a ne consolida securitatea. Acest lucru va spori capacitatea țării de a răspunde provocărilor, susține ministrul de Externe, Nicu Popescu. We are glad to welcome the Moldovan Foreign Minister, Nicu Popescu. We exchange views about the direct consequences of the war, including the unacceptable repeated violations of Moldova's airspace and Russia's weaponization of energy supply against Moldova. Astfel, înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate a declarat că în prezent Republica Moldova are nevoie de sprijinul UE. We will continue studying the possibility of such a mission in Moldova, which should support our candidate in enhancing their resilience against foreign interference and destabilization effort. We are supporting Moldova through the European Peace Facility and we will continue doing that. Am încercat să aflăm ce mai exact reprezintă această misiune civilă și cine va face parte din ea, dar deocamdată reprezentanții Ministerului de Externe nu ne-au oferit detalii. Aflat la Bruxelles, ministrul Nicu Popescu a declarat că detașarea în Moldova a unei misiuni civile, comandat de consiliere, va spori capacitatea țării noastre de a răspunde provocărilor curente. În discursul de aseară, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe a spus că Uniunea Europeană ar putea să ofere Republicii Moldova un nou pachet financiar prin Programul European pentru Pace, așa cum a făcut-o în vara anului trecut, când a alocat 40 de milioane de euro, bani oferiți forțelor armate ale Republicii Moldova. În cadrul briefingului, însă, Josep Borrell nu a anunțat dacă a fost luată o decizie în urma cererii lui Nicu Popescu de a impune sancțiuni contra oligarhilor moldoveni acuzați că ajută Moscova să destabilizeze țara. For us it's very important to get the European Union to help us sanctioning those corrupt oligarchs and politicians who, together with Russia, are trying to destabilize Moldova. The United States and the United Kingdom have sanctioned some of these individuals and it's extremely important for the European Union to also sanction them. În debutul reuniunii ministrilor de externe, care a început ieri, și ministrul român de externe a spus că va propune UE să aprobe un regim separat de sancțiuni pentru încercările Rusiei de a destabiliza Republica Moldova. Suggest for reflection and for legal analysis the proposal
proposal of creating a separate sanctions regime for attempts to destabilize the Republic of Moldova, its constitutional order and its rule of law. At the same time, I think it's very important that today the Council expresses strong support in terms of creating a new mission, a new civilian mission in the Republic of Moldova, continuing the support for the interconnections as far as the electricity lines are concerned with EU through Romania. Săptămâna trecută, Maia Sandu a declarat că Rusia plănuiește o lovitură de stat în Moldova, acuzații respinse de oficialii de la Moscova. Protestele organizate de Partidul Șor fac parte din planul Rusiei de a destabiliza situația în Republica Moldova. Declarația a fost făcută la emisiunea În Profunzime de președintele Parlamentului. Igor Grosu susține că la manifestația de duminică urmau să vină mai mulți interlopi din afara țării, dar care au fost opriți la frontieră. Printre aceștia ar fi și cei câțiva fani din Serbia, care pretindeau că s-au pornit la meciul dintre Șerif Tiraspol și Partizan Belgrad de săptămâna trecută, susține șeful legislativului. Se vorbește despre tot felul de planuri în care s-ar pune la cale o lovitură de stat, în care rușii ar vrea să schimbe puterea pe una care să-i fie loială. Aceste proteste pe care le-am văzut ieri fac parte din acest plan? Fac parte din acest plan, au făcut parte din acest plan și în toamnă. Nu s-a reușit atunci, nu s-au atins obiectivul care avea, iar pentru acest început de iarnă un pic au încercat să schimbi strategia, pe lângă proteste să fie și invitați astfel de oaspeți, ceea ce a fost descurajat, plus iarăși ați urmărit zilele trecute. Adică la aceste proteste urmau să participe niște oameni din afară? Sau? Inclusiv și au fost... Igor Grosu susține că autoritățile au întreprins mai multe acțiuni pentru a dejuca planurile organizatorilor protestelor, inclusiv împiedicând intrarea în țara mai multor cetățeni străini care urmau să ajungă la manifestații. 6 din cei 12 exact. Fani sârbi exact. Echipei de fotbal Partizan au mai făcut niște legături. Cărora le-a fost interzisă intrarea, fac parte absolut. Din gruparea extremistă pro-rusă Patrula Populară. Așa, care au conexiuni cu partea cealaltă. Și asta e așa, să zic, o parte a informației care a devenit publică. Sunt și alte exemple. Cetățeni, grupul Wagner, cetățeni care deschide.md. Cetățeni care nu își pot justifica momentul și dorința fierbinte de a vizita, anume acum, în această perioadă, Republica Moldova. S-a cerut la protest ca să fie achitate integral facturile. Noi am răspuns reprezentantei acestei grupări criminale că imediat ce aducem miliardul înapoi, ceea ce reprezintă echivalentul a 20 de miliarde de lei, nou nu că pentru facturi ne ajunge, nou ne mai rămân bani să majorăm pensii, salarii, să investim în mediul de afaceri și așa mai departe. Mai este, puneți și coeficientul de inflație. Este o retorică a unor bandiți care sunt în criză de idei, stau ascunși pe undeva, din banii furați reușesc să trimit câte puțin pentru a organiza aceste proteste, pentru a atrage tot felul de interlopi în proteste. Aceasta este diferența dintre un om politic responsabil și un populist extremist care poate să spună orice știind chiar că nu este posibil. Guvernul a făcut tot ce s-a putut face pentru oameni, a dat tot sprijinul pe care l-a putut da. Nu vă gândiți că cei care au condus protestele chiar vor să facă ceva pentru cetățeni. Eu sunt convins că nu vor să facă nimic pentru cetățeni. Căpetenii din acestea de proteste spun una, adună oameni în propriul interes și după aceea uită de ei primul lucru în ziua următoare. Europarlamentarul Siegfried Mureșan susține că oamenii care sunt aduși la proteste sunt folosiți de Partidul Șor în propriul interes. Sunt câteva căpetenii care sunt certate cu legea, care doresc în continuare controlul Republica Moldova și de aceea scot oameni la proteste și nu e frumos să folosești oameni. Protestul de ieri a fost unul mic, cred că a fost un eșec pentru cei care l-au organizat și oamenii e important să asculte la autorități și am văzut chiar și ieri la protest că autoritățile reușesc să controleze situația și s-au aflat tot timpul, forțele de ordine s-au aflat tot timpul în controlul situației și în superioritate față de cei care au vrut să cauzeze deranj. Am solicitat o reacție de la Partidul Șor, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Subiectul privind neutralitatea Republicii Moldova ar putea fi supus dezbaterilor publice. Declarația a fost făcută de vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, în cadrul unui interviu pentru un post român de televiziune. Deputatul PAS a vorbit despre o potențială aderare la NATO și despre amenințările Federației Ruse la adresa țării noastre.
Neutralitatea, de fapt, pare o chestie abstractă și până la urmă este o coală de hârtie sau, dacă doriți, o inscripție pe un pilon de la frontieră, că, uite, statul este neutru. Istoria ne demonstrează nu odată că acest lucru nu a oprit agresorii. Mihai Păpușoi susține că în curând la Chișinău vor fi inițiate pentru prima dată discuții privind statutul țării noastre. Această dezbatere publică despre securitate, despre neutralitate, a lipsit cu desăvârșire în Republica Moldova în cei 30 de ani și acum vrem să deschidem spațiu pentru această dezbatere, așa încât în rezultatul acestei dezbateri, dacă se va schimba voința cetățenilor, pentru că pe moment nu există sprijin suficient pentru a schimba cumva acest statut, dar dezbaterea publică este necesară. Totodată, deputatul spune că își dorește ca Republica Moldova să adere la NATO și că beneficiile unei asemenea decizii trebuie explicate cetățenilor, în special acum când riscurile la adresa securității țării sunt ridicate. Statutul de neutralitate a fost inclus în Constituția din 94, de fapt cu un singur gând de a forța, într-un fel sau altul, mâna Moscovei de a-și retrage trupele de pe teritoriul Republicii Moldova și munițiile, care, iată, vedem că la aproape 30 de ani distanță sunt tot acolo. Acum două săptămâni, în cadrul emisiunii În profunzime, vicepreședintele Parlamentului a declarat că guvernarea de la Chișinău ar trebui să explice societății că Alianța Nord-Atlantică este un scut de apărare și că statele membre au aderat la NATO pentru a se proteja, nu pentru a ataca. Cetățenii să înțeleagă că această organizație politico-militară este un scut. Săptămâna trecută, în cadrul conferinței de securitate de la München, Maia Sandu a declarat că Moldova are nevoie de ajutorul NATO pentru apărare aeriană. Totodată, președintele a vorbit despre amenințările Rusiei la adresa țării noastre, precizând că neutralitatea nu ne poate apăra. Rusia își suspendă participarea la tratatul privind armele strategice de ofensivă, mecanismul de verificare reciprocă între marile puteri cu privire la armele nucleare. Anunțul a fost făcut de președintele Vladimir Putin pe finalul discursului ținut azi în fața camerelor reunite ale Parlamentului Rus, care s-a încheiat acum câteva minute. Totodată, Putin a lansat noi acuzații și amenințări la adresa Occidentului, precizând că Rusia nu va fi învinsă nici pe câmpul de luptă și nici pe cel economic. Vladimir Putin și-a început discursul vorbind despre operațiunea militară specială lansată în Ucraina, reamintind care au fost motivele pentru care Moscova a lansat-o și dând vina pe NATO, care amenința securitatea Rusiei. Мы делали всё возможное, действительно всё возможное для того, чтобы решить эту проблему мирными средствами. Терпеливо вели переговоры о мирном выходе из этого тяжелейшего конфликта. Но за нашей спиной готовился совсем другой сценарий. Ei au început războiul, a acuzat Putin, referindu-se la țările NATO. Я хочу это повторить. Это они развязали войну. А мы использовали силу и используем, чтобы ее остановить. Tradițional, ca în aproape toate discursurile de la începutul războiului, Putin a vorbit despre nazismul din Ucraina, acuzând autoritățile de la Kiev că își ucid cetățenii. Мы не воюем с народом Украины, об этом я уже много раз говорил. Он стал сам народ Украины стал заложником киевского режима и его западных хозяев, которые фактически оккупировали эту страну. Putin a spus că ucrainenii au așteptat ca rușii să vină în ajutorul lor. Stala a aplaudat în picioare când acesta a vorbit despre anexarea regiunilor ucrainene Donetsk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Liderul de la Kremlin a lansat o amenințare aproape directă împotriva Occidentului dacă va livra rachete cu rază lungă de acțiune Ucrainei. Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. O mare parte din discurs Putin și-a dedicat-o comunității LGBT și căsătoriei între persoane de același sex. Что скажешь? Прости, Господи, не ведаю, что творят. El a adăugat că Vestul nu va reuși nimic din punct de vedere a presiunilor economice pe care le face asupra Rusiei, lăudându-se că businessul rusesc s-a întărit. Запад развернул против нас не только военный, информационный, но и экономический фронт. Но нигде ничего не добился,
Putin a recunoscut că Rusia a suferit pierderi umane în război și a cerut un moment de reculegere, după care a anunțat despre crearea unui fond de stat pentru ajutarea participanților la război și familiile lor. Este marele proiect social despre care vorbeau ieri politicienii pro-Kremlin. Acesta a fost primul discurs al lui Putin în fața Parlamentului Rus după începerea războiului în Ucraina și a fost cu atât mai așteptat cu cât vine după vizita surpriză a lui Joe Biden de ieri de la Kiev. Moscova confirmă capturarea unei localități la nord de orașul asediat Bahmut în provincia Donetsk din estul Ucrainei, anunțată anterior de șeful mercenarilor Wagner. Totodată, în timpul nopții, armata rusă a bombardat din nou Hersonul cu arme incendiare, precum și localități din Donetsk, situate în apropierea liniei frontului. Ministerul rus al apărării a anunțat că trupele ruse au preluat sub control localitatea Paraskovivka, un sat situat la nord de Bahmut. На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями воздушно-десантных войск при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии южной группировки войск полностью освободили населенный пункт Paraskovivka, Donetska Narodna Republika. Capturarea acestei localități fusese anunțată anterior de liderul grupării paramilitare Wagner, Evgeni Prigojin. Ocuparea acestui sat ar permite trupelor ruse să blocheze drumul către localitatea Chasoviar, una dintre rutele de aprovizionare ale trupelor ucrainene care apără Bahmutul, care este aproape în ruine și unde se duc lupte intense deja de câteva luni. Aceste imagini au fost filmate dintr-o blindată în timpul luptei de la Bahmut. Potrivit presei americane, Washingtonul ar fi sugerat Kievului să abandoneze orașul Bahmut pentru a nu pierde soldații care îl apără și să se replieze câțiva kilometri către Chasoviar, zona cu poziții mai înalte și mai ușor de apărat. Deși oficialii ucraineni și occidentali afirmă că Bahmut este lipsit de importanță strategică majoră, o cădere a acestui oraș în mâinile rușilor le-ar permite acestora să controleze șoselele care duc spre Kramatorsk și Sloviansk, principalele redute ucrainene în provincia Donetsk. Într-un interviu recent, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a spus despre Bahmut că este important să fie apărat, dar nu cu orice preț și nu dacă toată lumea moare. Armata rusă își continuă ofensiva în 5 direcții din estul Ucrainei. Rusia a lansat 22 de lovituri aeriene și 3 atacuri de rachete în ultimele 24 de ore. În timpul nopții, Hersonul a fost bombardat de 58 de ori, inclusiv cu arme incendiare, iar 2 persoane au fost ucise. În regiunea Donetsk, azi dimineața a fost atacat orașul Kurahovka. O casă privată și un bloc au fost avariate, fără a fi înregistrate victime. De asemenea, au fost bombardate cu rachete localitățile Krasnogorevka, Mariinka și Avdiivka. În discursul său de aseară, președintele Zelensky le-a vorbit ucrainenilor despre semnificațiile vizitei președintelui american la Kiev, precizând că în acest an Ucraina trebuie să câștige războiul. Ми маємо зробити все, щоб саме цього року можна було поставити крапку в російській агресії, дати волю нашим на сьогодні ще окупованим територіям і дати гарантії надійної безпеки як нашій державі, так і усім народам Європи, які хочуть жити вільно і в мирі. Zelensky a spus că pașii concreți în acest sens sunt cunoscuți, la fel și nevoile de apărare ale ucrainenilor și a dat de înțeles că și planurile pentru o ofensivă sunt deja elaborate în așteptarea armamentului necesar. El a făcut aluzie și la ezitările pe care Kievul le are de întâmpinat de fiecare dată din partea partenerilor atunci când face o cerere de armament nou, precizând însă că în cazul lui Joe Biden nu a mai fost vorba de ezitări. Președintele american Joe Biden a sosit aseară târziu în Polonia cu trenul după vizita surpriză la Kiev. Liderul de la Casa Albă s-a întâlnit cu președintele polonez și urmează să aibă întrevederi și cu alți lideri ai țărilor de pe flancul estic al NATO. Spre seară este de așteptat ca Biden să țină un discurs la Varșovia. Între timp s-au aflat detalii despre cum a fost ținută secretă față de presă călătoria sa în Ucraina, dar nu față de Rusia. Președintele Statelor Unite a ajuns în capitala poloneză cu puțin timp înainte de miezul nopții. De la Kiev până în sud-estul Poloniei, șeful Casei Albe a venit cu trenul. O
Ulterior, Biden a zburat cu avionul până la Varșovia. Vizibil obosit, dar coborând totuși cu ușurință treptele avionului, președintele Joe Biden a fost întâmpinat de ambasadorul Statelor Unite în Polonia și a urcat în limuzina oficială. Președintele SUA va fi în Polonia până mâine, timp în care se va întâlni cu președintele Andrei Duda și va ține un discurs adresat cetățenilor polonezi, care va avea loc marți la Palatul Regal din Varșovia. De asemenea, Biden se va întâlni cu liderii politici ai Structurii de Apărare București Nouă, fondată în 2015 în București. La reuniunea ar urma să se discute și despre problemele de securitate ale Moldovei în contextul războiului din Ucraina. Între timp, presa americană publică detalii despre vizita secretă a lui Biden la Kiev. Potrivit Associated Press, Washingtonul a contactat Moscova cu puțin timp înainte de vizita președintelui american în Ucraina pentru a preveni un conflict. Călătoria a fost ținută în secret pentru presă. Președintele a zburat peste noapte la baza aeriană Ramstein din Germania, din Statele Unite. Avionul a fost realimentat și a zburat apoi spre un oraș din sud-estul Poloniei. După un drum de o oră cu mașina la granița dintre Polonia și Ucraina, Biden a mai făcut încă 10 ore până la Kiev. Trenul președintelui american a călătorit pe întuneric cu o prezență de securitate puternică la bord, scrie Reuters. Vizita lui Biden a fost văzută ca o dovadă de slăbiciune a Moscovei de către unii blogeri militari, jurnaliști sau chiar soldați ruși, care au marcat cu ironie că Joe Biden a ajuns la Kiev înaintea lui Putin. Agenția de presă ucraineană Unian a făcut o paralelă între Biden, care a avut curajul să meargă într-o zonă de conflict, și președintele rus Vladimir Putin, despre care presa internațională a scris că, temându-se pentru propria siguranță, stă mai mult într-un bunker de când a început războiul. O pistă pentru bicicliști construită din pavaj pe bulevardul Dacia din capitală trezește nedumerirea bicicliștilor și bietonilor. Nu este un model foarte comod pentru bicicliști, pentru că fiecare piesă a pavajului se simte sub roata bicicletei. Responsabilii de lucrări au o explicație bizară. O auziți imediat la știri. Un oraș fantomă cu blocuri distruse și oameni disperați. Așa descrie o moldoveancă stabilită în Turcia realitatea pe care a văzut-o în una dintre provinciile afectate de cutremurile de acum două săptămâni. Femeia locuiește la 200 de kilometri de epicentru, așa că a scăpat nevătămată. A mers în zona devastată de seism pentru a evacua câțiva prieteni și a rămas îngrozită de orașul transformat în ruine și destinele spulberate. Suntem în orașul Elbistan, din provincia Kahramanmaraș, epicentrul cutremurului de pe 6 februarie și, după cum vedeți, oamenii încearcă să-și mai salveze din ceea ce a mai rămas. Ceea ce am văzut este teribil. Cred că e foarte greu ca să te afli aici în momentul în care ești o persoană destul de sensibilă. Acest tablou de coșmar l-a văzut Ana Maria Pancu. Femeia este studentă la doctorant într-un oraș aflat la 200 de kilometri de epicentrul cutremurului devastator din 6 februarie. A venit în orașul Elbistan din provincia Kahramanmaraș pentru a ajuta câțiva prietene să se evacueze. Îngrozită de orașul transformat în ruine și oamenii disperați, moldoveanca a filmat tabloul apocaliptic. La fiecare 15-20 metri observăm câte o clădire devastată, molozuri. Nu este sigur ca să te deplasezi în această zonă. De acest motiv, stăm departe de clădirile ruinate. Pe lângă casele distruse, am văzut și vieți distruse, am văzut poate chiar și vise distruse, am văzut rochii de mireasă, pantofi care se aflau sub molozuri. Mergând printre ruine, Ana Maria a povestit și despre supraviețuitorii seismului. Disperați, oamenii sunt surprinși în zonele unde se oferă ajutoare umanitare. Aici vedem persoane care vin să preia ajutoarele. E vorba de îmbrăcăminte, cafea, ceai, ciorbă, apă. Ana Maria este din Chișinău și de 8 ani locuiește în Turcia, unde își face doctorantul în științe sociale. Potrivit datelor oficiale, în Turcia sunt stabiliți în jur de 8.000 de moldoveni. Șoferița de 24 de ani, care la începutul lunii decembrie a spulberat mortal o copilă de 10 ani pe o trecere de pietoni din Fălești, a fost condamnată la 4 ani și jumătate de închisoare. Tânăra a fost lipsită de permisul de conducere și va trebui să achite părinților victimei un prejudiciu de aproape 1 milion de lei. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Bălți, sediul Fălești.
nu este definitivă și poate fi contestată cu apel în termen de 15 zile. Accidentul s-a produs la începutul lunii decembrie. Fata mergea la școală, iar în timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni, a fost lovită de o mașină. În urma impactului, copila a decedat pe loc. Cel puțin 6 dintre cei 12 microbiști sârbi cărora nu le-a fost permisă intrarea în Moldova înaintea meciului dintre FC Șerif și Partizan Belgrad ar face parte dintr-o grupare extremistă prorusă. Mișcarea a organizat săptămâna trecută proteste antiguvernamentale în Serbia, iar mai mulți membri ai grupării au fost reținuți. Potrivit portalului deschide.md, cetățenii Serbiei opriți săptămâna trecută pe aeroportul din Chișinău sunt membrii mișcării Patrula Populară, care susține invazia rusă în Ucraina. Pe pagina de Facebook a unuia dintre microbiști a fost postată o poză de pe aeroportul nostru cu mesajul „Dușman de stat ai Moldovei”. Săptămâna trecută, Patrula Populară a organizat proteste violente la Belgrad, manifestând împotriva dorinței actualei conduceri de a normaliza relațiile cu Kosovo. Presa internațională scrie că au fost reținuți mai mulți membri, printre care și liderul mișcării extremiste Damian Kneevici. Aliat al grupului Wagner, Kneevici a fost văzut promovând în mai multe rânduri un simbol regăsit și pe steagul afișat de sârbii opriți pe aeroportul nostru, ceea ce ar confirma legătura dintre aceștia și Patrula Populară. Îi molimo državno rukovodstvo Rusije da čak i ako naše rukovodstvo takozvano SNS rukovodstvo. Am încercat să aflăm dacă într-adevăr cetățenii sârbi cărora nu li s-a permis să intre săptămâna trecută în țară, fac parte din grupare extremistă, dar responsabilii de la poliție ne-au spus că deocamdată nu cunosc asemenea detalii. Lunea trecută, un grup de fani sârbi care susțineau că au venit să urmărească meciul dintre Șerif și Partizan Belgrad, jucat pe stadionul Zimbru în absența spectatorilor din motive de securitate, nu au fost lăsați să intre în țară. Cu o zi înainte, Maia Sandu a anunțat că Rusia ar pregăti o lovitură de stat în Moldova, cu implicarea diversioniștilor din mai multe țări, printre care și Serbia. Atunci, ministrul de externe de la Belgrad a cerut explicații. 4 tineri din capitală au fost plasați în arest preventiv pentru 30 de zile pentru că vindeau droguri. Aceștia au fost reținuți în flagrant, iar 2 dintre ei și-au recunoscut vina. Potrivit PCCOX, tinerii au vârste cuprinse între 21 și 28 de ani. La domiciliile lor au fost efectuate percheziții și depistate droguri în valoare de 600.000 de lei. Polițiștii au stabilit că pe parcursul anului trecut indivizii au vândut peste 10 kg de marihuana. Investigațiile continuă, iar oamenii legii urmează să stabilească ce pedeapsă riscă aceștia. O pistă pentru bicicliști construită din pavaj va apărea până la începutul verii în sectorul botanic al capitalei. Aceasta a stârnit nedumerirea bicicliștilor, care susțin că materialul ales nu este tocmai cel mai potrivit, ba chiar incomod. Responsabilii de lucrări au o explicație bizară. Au ales pavajul ca să poată interveni mai rapid în cazul în care țevile subterane se vor sparge. Pista pentru bicicliști cu două sensuri de deplasare va avea o lungime de circa 1 km. Muncitorii au început lucrările de construcție săptămâna trecută, pista fiind amenajată pe bulevardul Dacia, și anume pe tronsonul cuprins între bulevardul Decebal și strada Nicolae Zelinski. Cofondatoarea Alianței Biciclete Chișinău, Ana Popa, care deja de 12 ani folosește bicicleta ca mijloc de transport principal, spune că pista care se amenajează în sectorul botanic nu va fi una comodă și sigură. Este controversată alegerea suprafeței anume de pavaj. Nu este un model pe care l-am întâlnit foarte des, nu este un model foarte comod pentru bicicliști, pentru că fiecare piesă a pavajului se simte sub roata bicicletei și atunci evident că mult mai comod ar fi să fie o suprafață netedă, asfalt. Ana Popa a locuit în mai multe țări europene, unde la fel s-a deplasat doar cu bicicleta. Ea spune că Moldova are încă mult de lucru la capitolul infrastructura pentru biciclete. Activista afirmă că apar multe semne de întrebare la proiectul pistei de pe bulevardul Dacia. Aceasta este de multe ori întreruptă de stații de așteptare a transportului public și de treceri subterane și nu este clar cum să ocolești aceste zone. Este destul de periculos de deplasez prin Chișinău cu bicicleta și deja cel puțin noi de 3
ani de zile batem la ușa primăriei, lucrăm cu direcția mobilitate urbană, încercăm să mișcăm lucrurile mai repejor, dar ele se mișcă foarte greu și proiectele se lasă așteptate foarte mult timp, iar atunci când deja ceva apare, nu știu cum se întâmplă, că ne scapă printre degete și nu ajungem să ne implicăm și să venim cu anumite comentarii și sugestii. Proiectul nu este unul bine gândit, afirmă Ana, pentru că pista nu are o continuitate și o conexiune cu alte străzi din oraș. Și pietonii spun că pista care se amenajează trezește nedumeriri. Până aici bicicliștii, dar mai departe trebuie să treacă iar unde merg oamenii. Sigur că trebuie, în toată lumea iese asta, dar mai departe noi nu știm, mai departe, nu ne spune nimic. Noi stăm și judecăm, nu suntem informați. Șeful interimar al Direcției Generale Mobilitate Urbană susține că zonele de ocolire vor fi amenajate cu indicatoare și marcaje și că se lucrează la un proiect pentru continuitatea pistei pe bulevardul Decebal. În ceea ce privește folosirea pavajului pentru suprafața pistei, explicația este una bizară. Noi cunoaștem că nu este cel mai potrivit, dar suntem pe zona unor rețele de apeduct, canalizare, termoscare, care au un termen de exploatare avansat. Chiar în procesul executării lucrărilor și chiar în procesul proiectării au fost zone care s-au tasat din motivul cederii rețelelor respective. Pentru a nu amenaja într-un material care nu se permite ulterior de a interveni prin decapări sau prin lucrări de intervenții la nivelul rețelelor, am luat decizii de a amenaja în pavaj pentru a crea o posibilitate de ulterior de restabilire operativă și redarea acestor zone utilizării normale. Potrivit lui Mihalache, pista va fi construită până la începutul verii. Totodată, în zonă vor fi amenajate locuri de parcare, restabilită zona bietonală și sistemul de iluminat public. Valoarea totală a proiectului este de peste 35 de milioane de lei, bani alocați din bugetul municipal. Emoție, iubire și energie. Toate s-au împletit frumos într-un concert susținut de Smiley la Chișinău. Interpretul de peste Prut a încântat publicul cu melodii incendiare și a făcut pe spectatori să danseze și să cânte la unison cu el. Într-un show spectaculos de lumini, Smiley și-a făcut apariția pe scena Palatului Național din Chișinău. Interpretul din România a cucerit publicul din prima cu renumitele sale piese. Sala a fost plină, iar publicul a cântat și a dansat împreună cu Smiley. Oamenii din Chișinău sunt fantastici. Eu mă simt copleșit de fiecare dată de emoția pe care o transmit ei. Da. Ce piese vă plac de a interpretului? Vals, apropo. Da, adică cele sunt preferate. Este un artist foarte popular și la noi. Foarte multe piese și chiar le cunosc și pe de rost și sper că o să fie o seară frumoasă și am să cânt împreună cu Smiley. Aleona Moon este interpreta care a cântat pentru spectatori la deschiderea concertului. Ne-am cunoscut la Vocea României atunci când el mi-a fost antrenor. Este chiar cu adevărat un om foarte cald și un sprijin pentru cei care se află în jurul lui. Printre fanii lui Smiley la Chișinău se numără și copii. Dansăm cu ea. Numai cu ea. Vals. De ce îți place? Pentru că îmi place notele. Și dansezi pe cântecele lui Smiley? Da. Spectatorii ne-au spus că au multe amintiri legate de piesele artistului. Anume valsul e un cântec foarte emoționant pentru noi și important de familia noastră. Și de ce ești chiar azi am vrut să-l văd, să-l aud, sper să-l cânte. Pe lângă faptul că am crescut cu el, cea mai vastă amintire este cântându-l cu verișoara și prietenele pe malul Prutului, la bunici. Mi se pare că oamenii de la Chișinău sunt mai... Parcă sunt mai conectați cu latura asta lor spirituală, parcă au o latură mai profundă un pic. Concertul a avut loc în luna dragostei, iar interpretul a declarat că... Iubirea e viață.
doamnelor și domnilor, jurnalul Amiezii se încheie aici. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 3645. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi bună!